Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Invitatul nostru de astăzi este domnul Mihai Crica, președintele Organizației Județene al Partidului Social Democrat și, foarte important, vicepreședinte la nivel național al Partidului Social Democrat. Bună ziua, domnul Chirica, bine ați revenit în studiourile noastre. Bine v-am regăsit. Nu avem un prim-ministru deocamdată. De ce s-a ajuns în această situație? Nu avem un nou prim-ministru. Nu avem un nou prim-ministru, așa este, așa este. Da, deocamdată nu avem pentru că suntem în situația în care fiecare vrea să joace și după finalizarea meciului. Unele personalități și, din păcate, unele instituții n-au înțeles că meciul s-a terminat. Deci s-a luat. S -a pe 11, a... de, nu pe 11, ci pe 13 parcă au fost anunțate rezultatele. Pe 13 oficiale. decembrie, după ce Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele alegerilor din decembrie, de pe 11, spunem că meciul s-a încheiat cu scorul care îl știe toată lumea. Corect favorabil nouă, mai puțin favorabil altor partide. Asta a fost, să spunem, tendința pe care a mers au mers cetățenii României și a municipiului în consecință. Și avem un rezultat. De acum nu urmează decât să ne punem cu toții la treabă. Eu cred că mesajul principal de la care trebuia să pornim este haideți să arătăm că suntem mai buni ca cei dinaintea noastră. Da. Și valabil și pentru instituția președintelui și pentru partidele politice care au pierdut, dar și pentru partidele politice Care au câștigat Trebuie să arătăm că suntem cel puțin cu o clasă Dacă tot am înjurat pe cei din spatele nostru exact. Noi trebuie să le arătăm Că suntem cu o clasă peste Bun, Vreau să vă întreb totuși un lucru Înainte de a, de a <coughs> discuta mai mult uh, Cred că s-a creat o, o stare de confuzie Cel puțin aici pe plan local A susținut sau nu a susținut Nominalizarea doamnei Șevil Șaideh Sper că nu greșesc, nu? dec. <coughs> Nici nu pot să vă contrazic A, dacă greșiți. Așa? <coughs> uh, pentru funcția de prim-ministru. Deci, eu, din punct de vedere politic, am susținut pentru că am dat un, un cec în alb uh, conducătorului Organizației Naționale, domnului Dragnea, într-o manieră cât se poate de responsabilă și din partea noastră, bazându-ne pe o manieră cât se poate de responsabilă în negocierea și cu domnul președinte Iohannis. Acum, dacă ies pe stradă cu oricare dintre votanții sau nevotanții PSD-ului, punctele de vedere au fost aproape complet diferite față de ce s-a întâmplat ulterior. Românii văd altfel lucrurile, trăiesc într-o altfel de realitate, o realitate corectă, că până la urmă punctul de vedere a celor mulți exprimă cu adevărat realitatea. Chiar dacă știți cum se spune în exercițiu papal, poate să vină papa să spună, domnule, mapa asta nu e roșie, e verde. În interiorul bisericii e verde. E verde, dar în afara bisericii e cum o vede lumea. Corect. Prin urmare, noi avem de fiecare dată două abordări. O abordare politică și o abordare a celor mulți. Ei, cei mulți n-au văzut cu ochi bună acea nominalizare și nu o spun din punct de vedere personal, <coughs> ci din punct de vedere al mesajelor transmise către noi. Dar lucrurile au trecut. Eu ceea ce am văzut și ceea ce am simțit ca un om politic proaspăt născut într-o Românie care Tinde din răsputer să se transforme, este că președintele Iohannis, care îi portă tot respectul, ar fi respins orice propunere făcută de Alianța PSD-ALDE. <coughs> Pentru că și-a manifestat această intenție de la început, când a ieșit aproape într-un mod semi-amenințător, dar nefiresc oarecum, având în vedere rezultatul alegerilor, arătând un pic că atenție ce propuneri faceți lăsând așa o rezervă foarte mare, că oricum că poate, o numi, poate, numi, poate el pe altcineva. Că oricum voi încerca să fac altceva. Ăsta a fost mesajul care l-a scăpat subliminal în ieșirile publice imediat după data de 11. Era evident că va respinge orice propunere făcută de PSD. Pentru că vrea să joace politic un pic și era și normal, vrea să profite oarecum de prestația prin funcția pe care o deține, să arate că totuși există președintele României, trebuie să-și manifeste actul de putere și o va face exact în această manieră. Putea să-l numească acolo și pe Papa Francisc, că Ca spunea: Vă, îmi pare rezultat. foarte rău, nu-ți accept prima propunere. Dar situația asta credeți că va continua? Nu trebuie să continue. Din declarațiile uh, care le-a făcut, cel mai ușor este să intri în acest război pentru că din acest război nu va ieși nimeni sănătos. Deci se erodează uh, și programul politic, se erodează și viitorul act de guvernare, se erodează și imaginea președinției care va încasa și ea în continuare, dar totodată erodează și imaginea României în ansamblul său. Prin urmare, atitudinea rațională, eu, Mihai Chirica, dacă mâine ar trebui să o am, va fi foarte simplă. Dar <coughs> le-am ne înțeles, ne-am arătat mușchii cu toții. În alegeri a arătat ce, vreau români, ce vor români. Cine este câștigătorul alegerilor, care este trendul următorilor patru ani în ceea ce privește politica pe care trebuie să o urmăm. Avem o promisiune electorală, avem obligația să o ducem la bun sfârșit, împreună cu toate instituțiile statului, precând de la președinția României și terminând cu instituția de pază din portul Constanța, Curei. Dana 5. Deci nu mai contează unde ne aflăm, trebuie să mergem până la capăt, gata, facem liniște și ne apucăm de treabă. Că ne vom mai contrazice pe este, efectul unor este legi, evident, este că vor mai fi bătălii în Parlament, că opoziția va trebui să-și spună <coughs> cu vocetare atunci când are de comentat ceva și sper să o fac într-un mod obiectiv și pertinent, este altceva. Dar atâta timp cât ne-am angajat la un drum, mergem pe drumul Bun, aici, acesta. Aici, aici, aici ăsta, problema asta este o problemă care poate ar trebui discutată între Liviu Dragnea și Hanes mult mai temeinic. De ce? Nu avem guvern nu avem buget pentru 2017 și riscăm să pierdem startul, cum se spune. Bun, eu cred că cu, cu scuzele de rigoare <coughs> și cu permitența pe care mi-o pot da prin funcția politică, președintele Iohar s-a greșit. Adică un refuz nu-l faci după 5 zile. Un refuz îl faci a doua zi pentru că ți nu -ți trebuie să raționezi 5 zile să-ți dai seama că o joci politic să o joci administrativ. E posibil ca să fie așteptat președintele Claus Iohannis un știu, un raport a unor servicii e, privitor fim, la chiar și așa dacă activitatea soțului propunerii. doamnei. Raportul îl avea pe masă <coughs> la o oră după, dacă exista. Bun, eu sunt convins că îl avea la o, cu mult Nici. înainte de a veni nominalizarea pentru că știa și președintele. Nu cred că știa președintele Iohannis, n-avea de unde să știe. Nu era problema președintului Iohannis să, să culeagă aceste categorii de informații. Ele trebuie făcute publice întâi, dar informații despre poziționarea unui viitor premier avea cum să-și într-o oră, nu în 5 zile, deci, prin urmare, trebuia imediat a doua zi sau în timpul aceleași zile să fie și foarte spus, mă, îmi pare rău, asta e situația, ăsta este motivul și vi le dau pe trei puncte majore, ca no. să înțelegeți și de ce, Tofă. A, B și C. Întârzierea asta l-a pus într-o situație de dificultate pe președintele României, pentru că decizia de a refuza era luată oricum, era zi nevanon, ca rezultat a alegerilor, Putea să spună... -o motivez după 5 zile că, domne, știi, am calculat noi și-a dat cu virgulă în relațiile internaționale, în situația soțului, în situația stării de sănătate a doamnei uh, propuse și etc. și, etc., Și prin urmare, nu o găsim oportună, nu mai ținea, pentru că asta puteți să o faci imediat, pentru că de aici ești președinte român, pe ce faci dacă ai un conflict armat la granița Și la 5 da, zile te reaximezi trezești m-am pătărit. Pe ăștia da. îi batem și peștei Bun. Îi lăsăm. Haideți să vă întreb totuși un lucru, pentru că <coughs> Liviu Dragnea a anunțat uh, uh, întâlniri la București uh, cu tot ce înseamnă conducerea Partidului Social Democrat <coughs> pentru, a, pentru noua nominalizare. Uh, va fi un nume surpriză sau <coughs> pentru că este... eu, trebuie, eu trebuie să recunosc doamna Shevil Șaideh, a fost o surpriză pentru, pentru majoritatea toți. românilor. Da, a fost o surpriză. Bine, eu cunoscând o pe doamna din relațiile cu fostele guverne, o știu de profesionistă. Cunoscând faptul că funcția de premier nu este o funcție care se ia la concursul pentru funcția de premier, și este o funcție de reprezentare a statului român în primul rând, superioară chiar și cele de președinte al, al unui partid politic, ea trebuie să fie foarte foarte atent, nominalizată, pentru că ea va fi, de fapt. Cartea de vizită a României în relațiile executive alături de președintele statului. Ulterior, celelalte funcții derivă din. Prin urmare, surpriza a fost maximă. A căzut oarecum nepotrivit și am spus-o și public lucrul ăsta. Sigur, nepotrivirea n-a venit din motive politici, pentru că acolo am susținut cu mâna sus și nu pot să mă dezic de, de votul în alb, de cecul în alb care l-am dat. Dar, sigur reacția președintului nu a fost tocmai pertinentă, trebuia să fie imediat și acum lucrurile cred că erau, erau finalizate, deja finalizate parlamentul deja da, audia, da, ba, exact, exact. audia viitorii miniștri. Nu este absolut deloc indiferent ce se va întâmpla și în continuare. Am înțeles că mâine va fi făcută, va fi cunoscută nominalizarea pe care o va face domnul... Decizia. Decizia. Decizia, da. Decizia pe care o va lua guvernarea viitoare sau alianța pe care alianța, o da? gestionăm acum al de. Respectiv, împreună cu noi, PSD-ul, dacă mergem pe o altă prevedere constituțională pe care o putem aplica, privind suspendarea președintelui. președintelui da. E o decizie grea. N-aș vrea care... să fiu un haina nici a domnului Tericianu, nici a domnului Dragnea, pentru că, de data asta, președintele și-a arătat mușchi în adevărat în sens al cuvântului, adică a provocat pentru că calculul dumnealui l-a dus pe plus Bun. în ideea unei suspendări și spune hai să arunc această provocare că dacă începe tărăboiul oricum ies câștigător -o și câștigător din ea. Și nu este, nu știu ce să zic, e greu. E foarte greu să iei o decizie. Sunt sigur că înțelepciunea, rațiunea și să spunem filonul ăsta naționalist tradițional de oameni pașnici va, va duce în cele de urmă la o decizie corectă. Bun, dumneavoastră considerați că în funcție de decizia care se va anunța mâine va fi pace sau război, nu? Pentru că dacă va fi făcută o nominalizare, iar președintele Claus va spune, Iohannes, pardon, va spune, da, ok, mergem pe asta, înseamnă că totul intră pe făgașul normal, avem pace. Dacă se merge pe decizia începerii procedurii de suspendare a președintului, ce vom face, domnul Chirica? Pentru că vom merge pe guvern, pe... guvernul, actualul guvern, nu mai vrea să mai facă nimic. El așteaptă, hai, înlocuiți-ne și lăsați da, se în lungește pașie. oarecum prezența actualului guvern uh, la cârma acestei țări. Este evident acest lucru. Uh, se lungesc foarte mult lucrurile în ceea ce privește stabilitatea acestei țări. Uh, se lungește posibilitatea aplicării planului de guvernare. Uh, nimeni nu are de câștigat de aici. Uh, noi nu ne vom eroda pentru că vom reuși să, să arătăm că dorința este de a face bine. Celor care ne-au votat, dar trebuie să avem înțelepciune. Eu cred că noi nu ne luptăm cu un dușman extern. Noi suntem în interiorul țării și noi trebuie să avem până la urmă forța rațională de a începe să facem într-adevăr o Românie pe care am promis-o, în care ne-am dezbrăcat de orgolii, ne-am dezbrăcat cu toții de orgolii în care acceptăm rezultatul unui act democratic care au fost alegerile, cred că nimeni nu le poate contesta. Nici nu au fost contestate. În da, care cine a câștigat alegerile trebuie să facă actul de guvernare pe care și-l asumă și lăsăm opoziția să pedepsească atunci când actul de guvernare nu merge corect. Așa este corect într-o democrație și lăsăm viitoarele alegeri. Să arate care a fost adevărul. Dacă a fost bine sau nu. Președintele trebuie să-și ducă prerogativele până la capăt, dar într-o manieră cât se poate de constituțional, așa cum spune Constituția, așa, așa cum a jurat pe pe Biblie atunci când și pe Constituții, iar noi, toți românii, trebuie să ne angajăm la ceea ce am promis cu toții. Că promisiunea nu e inversă sau nu este unilaterală. Când te duci și ai pus ștampila pe un program politic și un partid, înseamnă că te-ai raliat cu programul politic și cu partidul și pui umărul la îndeplinirea celor sarcini. Bun, dar aici, deja, nu poate fi vorba ca toți cetățenii să pună umărul pentru că, iată, este un război eu îi spun război cu toate că este o război. dispută. o dispută. <coughs> o dispută între președinție și președintele principalului partid. Da, o e o dispută, e normal, sunt două personalități puternice. Da, știu, toată lumea spune, domnule, două să vină un cap în acea teacă sau dar nu persoan... trebuie să dar în cap este în vorba, steacă. dar este vorba totuși că nu sunt de... în același loc. Nu, nu, dar trebuie, nu știu, pe care care dintre cele două personaje vedeți că ar putea ceda? Liviu Dragnea sau nu este o problemă de a ceda. Și din punctul meu de vedere nu trebuie să cedeze nimeni. Pentru că ambele instituții și instituția prezidențială și instituția politică care s-a generat prin asocierea celor de câștigători, da. al de plus PSD, nu au decedat, ci trebuie să-și urmărească drumul până la capăt. Trebuie să fie pur și simplu aplicată Ei, legislația în vigoare. Aplicăm legislația cu înțelepciune. Că sunt variante în între a aplica o legislație, așa cum și un judecător poate să aplice pe deapsa maximală sau chiar mai mult decât atât, dacă el consider că a fost o formă agravantă în acea infracțiune, sau poate să spună, domnule, a fost o greșeală, a fost în culpă, nu trebuie să distrugi un destin pentru o chestiune în culpă și de cu suspendare. Am înțeles. Bun, deci, și până... ultima ultima <coughs> întrebare pentru că trece timpul foarte repede. Sfârșitul anului ne va găsi cu un prim-ministru desemnat și Acceptat de către președintele României? Eu sper să da. Adică ar fi o acțiune cât se poate de rezonabilă ca președintele să accepte o nouă propunere, indiferent cum este ea de data aceasta, pe care ar trebui să înțeleagă că partidele câștigătoare ale unei competiții electorale într-un stat democratic și o asumă până la capăt, că e bună, că e rea, că e frumoasă, că e deșteaptă, atâta timp cât nu pune în pericol statul român trebuie să și-o asume și în cele de urmă să ne apucăm cu toții de treabă. Am înțeles. Mulțumim pentru participarea Mulțumim. la emisiune. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Dezbaterea Zilei. Aș vrea să vă urez la mulți ani și să sperăm că până la sfârșitul acestui an vom avea un nou premier. Cele bune, la revedere!